Un eveniment inedit, Festivalul Drag de Neam și Obicei, a avut loc duminică în satul Albiniț din raionul Fălești. La festival au participat circa 400 de persoane îndrăgostite de datină, tradiție și obicei românesc. Obiectivul evenimentului este conservarea și promovarea tradițiilor, stimularea tinerelor talente din domeniul literaturii, artizanatului, folclorului și jurnalismului. Evenimentul organizat de Direcția Generală Educației din Fălești a demarat cu parada Portului Popular. Stăți ambiat, bună dimineața și bine ați venit la Festivalul de Creație Literar-Artistică Drag de Neam și Obicei. Sunteți bineveniți și vă urăm dispoziții plăcută tuturor. Poftim, doamnă președintă, frumos! Eu vreau să salut toată lumea, să salut acest frumos obicei și acest frumos festival. Sunt sigură că datina este cea mai adâncă rădăcină care ne păstrează ca neam, ca popor și mă bucur foarte mult că atâta lume bună, atât băieți, mulți băieți și fete deștepte, inteligenți, au înțeles acest lucru și sunt astăzi aici. Dimitri Cantemir, Pârlița, secțiunile creație proprie, arte plastice, artizanat și etnofolclor. Gimnaziul Bocani, secțiunile arte plastice, jurnalism, etnofolclor. Gimnaziul Diomid German, Risipeni, secțiunile creație plastic, creație proprie, etnofolclor. Liceul teoretic Ion Creangă, Fălești, secțiunea etnofolclor. Liceul teoretic Ștefan cel Mare și Sfânt, Năvârneț, secțiunile creație proprie, arte plastice, artizanat. Potrivit organizatorilor, arta nu suportă ignoranță, ci doar continuă perfecțiunea și maestria. Noi, cei care suntem în școală, avem obligațiunea de a-i învăța pe copii care le este trecutul, care ne este istoria, care ne sunt datinile, tradițiile, obiceiurile și, la rândul lor, elevii au obligațiunea de a transmite mai departe, din generație în generație, tot ce are poporul nostru mai valoros. Așadar, cunoaștem că alături de cântecele bătrânești pe care noi, moldovenii basarabeni, le interpretăm pe la diferite petreceri în zilele de sărbătoare, pe parcursul săptămânii avem foarte mulți meșteri și meșteșugari care demonstrează, care muncesc și care demonstrează celor de alături că noi nu știm doar să cântăm, dar noi mai cunoaștem și cum se cioplește în lemn, în piatră, cum se prelucrează fierul, cum se croșetează, cum se desenează, cum se scrie un text, o poezie. La eveniment au fost prezente și autoritățile raionului Fălești, care au declarat că este deosebit de important ca tânăra generație să-și cunoască istoria, cultura și tradițiile neamului. Salut această inițiativă frumoasă și vreau să cred că lucrurile frumoase trebuie îmbinate. De totdeauna lucrurile legate de spirit au mers mână în mână cu realizările frumoase în câmpul muncii. Este cunoscut faptul că cultura prezintă leagănul civilizației. Cultura vine să deosebească un popor de alt popor. Și cel mai mult astăzi, când foarte mult discutăm noi în societatea noastră despre libertatea generală a omului, despre alt gen de libertăți, libertate în domeniul scrisului, libertate în domeniul artistic, în domeniul alegerii profesiei, ne simțim de fapt cel mai mult copleșiți de faptul că libertatea cea mai mare o avem de fapt în cultură. Tinerii au prezentat în scenă cântecele culese din folclorul autentic al fiecărei localități și au purtat costume populare. Dar-dai, dra-dara, cobătuta s-arumbând, dar-dai, dra-dra-dra-la-la, șodat gardul la pământ.
dragă fiecăruia, fiindcă ea, fiindcă ea, mai avea, mai avea trufandale și altceva. La 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 la. Cei mai buni au fost premiați cu diplome, cadouri și premii bănești în valoare de 1000 lei, fiecare oferite de întreprinderea cu capital străin din localitatea Albineț.